Pe zi de vineri. Cine își dorește să spună mandala? Hai că m-am trezit eu. Așa, perfect. Ne bazăm pe tine. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperită. Măretul munte cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea, mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate, să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayan. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Din puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pe spinele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Din puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pe spinele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, ajung să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Gata. De tot. Haideți să vedem ce învățăm astăzi. Lecția 7, da? Da. Ok, hurry up and go to the bathroom. Ok, we're going to do a meditation, so please get ready. Vom face o meditație, așa că haideți să ne pregătim. Very good to sip a cappuccino before meditation. Este foarte bun să bei niște cappuccino înainte de meditație. Check your cell phone. Verificați-vă telefoanele. Relax your eyelids. Relaxați-vă ploapele. Relax the corners of your mouth. Relaxați-vă colțurile gurii. Relax your hands. Relaxați-vă mâinile. Pull them back a little bit. It straightens your back and your chest comes out. Puteți-le înapoi, pieptul în față. Omoplații înapoi. And I'd like to do the breathing a little bit different. Vreau să fac respirațiile un pic diferit acum. So your central channel, Jiong Mai, comes. Deci canalul vostru central, Jiong Mai. To a place. The opening is between your eyebrows, a little bit up from the eyebrows. Acest canal are o deschidere care este un pic deasupra sprâncenelor între ochi. And this is where the end of your central channel comes out. Și acesta este locul în care se sfârșește canalul vostru central. And sometimes when you do the breathing meditation, you can do it from this place, this hole. Și câteodată, în momentul în care facem această meditație pe respirație, ne putem concentra în acest punct. So, I'd like you to watch your exhales, long exhales. Vreau să vă uitați la expirațiile voastre lungi. But please do it from the point between your eyebrows. Dar vreau să o faceți
prin punctul dintre sprâncene. Guru or Madhya in Sanskrit. And so you're not breathing through your nose. Actually, the breath coming and going through your nose. But imagine that it's coming in and out of this spot. Respirația vine prin nas, dar imaginați-vă că trece de fapt prin acest punct. Between your eyebrows and up a few millimeters. Acest punct se află câțiva milimetri deasupra liniei sprâncenelor. And let's practice breathing from there. Long exhales. It will help you to focus. Practicăm expirația, concentrându-ne pe acest punct. O să vă ajute foarte mult să vă focusați. Expirații lungi. And please come to your heart and make a connection with the Lama there. You can crawl into the grain of sugar. Conectați-vă cu inima voastră și acolo se află un bob de zahăr în care se află lamaul vostru. Like a little tent. And sit with your Lama. Mergeți și stați cu el. So you are withdrawn and pratyahara from the outer world. You are deep inside your heart and you are quiet. Te afli adânc în inima ta
ai plecat din această lume și ești acolo cu învățătorul tău și este liniște. Inside a tiny space with your teacher. Look at them. Make sure it's clear, the visualization, as if they were really there, breathing, warm, fragrant. Uite-te la învățătorul tău, să ai o imagine clară în cap. Vezi cum respiră. Then I'd like you to think about a Buddhist image that you are familiar with. Maybe it's a painting. Maybe it's a Buddhist statue. Aș vrea să te focusezi pe o imagine budistă de care ești conștientă, pe care o știi. Poate fi un tablou. Tsongkhapa, Thara. Buddha. Poate fi un tablou cu Tsongkhapa, cu Thara, cu Buddha. Guanyin, you choose. Alegeți voi. Some image, photograph. O imagine, o fotografie, un tablou. Carving, something you see pretty often. Maybe it's in your home. O sculptură, ceva ce voi vedeți foarte des, poate este la voi acasă. On your altar. Pe altarul vostru. Think about this image. Try to get the details of it in your mind. Gândiți-vă la această imagine. Încercați să vedeți detaliile ei în minte. What does the face look like? What do the ears look like? What does the mouth look like? Cum arată fața, cum arată gura, urechile, ochii? Is it sitting or standing? Stă în picioare sau jos? Bring some image to mind. Aduceți-vă în minte această imagine. I'd like you to try to imagine where was this image made. I have a Tsongkhapa statue. Vreau să vă imaginați unde a fost această imagine făcută, unde a fost această poză făcută.
Eu am o statuie cu Tsongkhapa. I don't know exactly. I think it was made in Nepal. Cred că a fost făcută în Nepal. But try to imagine the person who made it. Dar încercați să vă imaginați persoana care a făcut-o, persoana care a pictat-o. Did it or carved it. Go back in time. Întoarceți-vă în timp. Trace the lineage of this image back to a workshop or a studio, and somebody was painting or carving. Cu puterea minții, întorceți-vă în timp și găsiți lineajul acestei poze sau acestei sculpturi, care erau persoanele care au pictat-o, care au sculptat-o. And they were using a model. They had a different image, maybe a photograph. Ei foloseau un model, poate aveau o imagine diferită. Painting, carving. Foloseau tot așa o sculptură sau o pictură diferită. Of an earlier version of your image. E variante mai timpurii a imaginii voastre. So try to go back in time to the day your image was finished. Încercați să vă întorceți în timp în ziua în care imaginea voastră este terminată. In a studio or a workshop or a factory. Într-un studio sau într-o fabrică, într-un atelier. And the person was looking at a model of an earlier image, in my case of Tsongkhapa. Acea persoană se uita la o imagine mai veche sau, în cazul meu, o altă versiune a lui Tsongkhapa. Now go back again to the day that second image was finished. Este la ziua în care această cea de-a doua imagine a fost terminată. And maybe you have to imagine the place where maybe it was finished. We don't know exactly. In my case, this metal statue, the third one. Acum să ne imaginăm locul în care a fost gata această statuetă sau această imagine. În cazul meu, cea de-a treia. I think it might have been carved. And I'm just guessing or imagining, maybe it was carved in a workshop in some very careful Nepalese artisan was carving a similar image to mine. Meu, această cea de-a treia statuie a fost sculptată de către un artist atent nepalez în atelierul său. Three generations ago. Acum trei generații. And they were using a model.
un model, a fourth image, an earlier image. O a patra imagine, o imagine mai înaintată, mai de înainte. And now skip back to the first one that was ever made. Deci la efectiv prima care a fost vreodată făcută. Somebody saw Jatsongkhapa or Tara or Buddha. Cineva l-a văzut pe Jatsongkhapa sau pe Tara sau pe Buddha. In fact, I found in a ancient art book, they said that the first painted image of Buddha was the Wheel of Life. Am găsit într-o carte în care se spune că prima imagine a lui Buddha pictată se află în Roata Vieții. And that's the great grandfather of all images of the Buddha. Și aceasta este străbunicul tuturor imaginilor cu Buddha. And that was made by someone who was looking at the Buddha. Și aceasta a fost făcută de cineva care se uita la Buddha. So with your image, whether it's Tara or Kuan Yin or Buddha, Tsongkhapa, let's go back to the very first image. And someone had the good fortune. Someone had the good karma to be sitting in front of the Buddha, the real Buddha, or Tsongkhapa. Haideți să ne întoarcem la efectiv prima imagine și să ne imaginăm cum cineva la început efectiv stătea și se uita la Tsongkhapa sau la Buddha sau la Tara. Someone had the really good karma to sit in front of a tantric deity angel like Tara or Kuan Yin. Cineva a avut karma foarte bună de a sta efectiv în fața lui Tara, în fața acestor zeități foarte înalte. All images of all holy beings in this world started when someone was looking at or thinking about the real one. Toate imaginile din această lume cu ființe iluminate înalte, cu zeități, au început de la persoane care se gândeau sau se uitau la ele. Try to imagine that first sitting, you know, someone's lucky enough to see Tara or Kuan Yin and they are trying to capture that in a painting or a sculpture. Să vă imaginați cea primă întâlnire în care ei se uitau la aceste ființe iluminate și încercau să le facă primele portrete.
Now please come back to your image in your home or your on your altar or your wall. Întorceți-vă la imaginea din casa voastră, de pe altarul vostru sau de pe peretele vostru. The first image we started with. Prima imagine de la care am plecat. In my case it's a tsongkhapa. În cazul meu este o statuetă cu tsongkhapa. Statue. Someone gave me. It's on the altar in my bedroom. Mi-a făcut-o cineva cadou. Este pe altarul din dormitorul meu. Come back to that image. Întorceți-vă la această imagine. That you were thinking about. Prima imagine la care vă gândesc. Feel different about this image. It don't think factory, don't think store, think oh, this is a ultimately this image started. Nu încercați să vă schimbați viziunea despre această primă poza voastră. Nu vă gândiți că a fost cumpărată dintr-un magazin sau că a fost făcută într-o fabrică. Gândiți-vă că toate acestea au început with the real person or the real tantric deity or angel. Cu persoana adevărată sau cu adevărata zeitate tantrică. Someone saw them. Cineva chiar i-a văzut. This statue I have is almost like proof. Această statuie pe care o am este dovada vie. This statue that I have is the footprint of Tsongkhapa. Această statuie pe care o am este amprenta lui Tsongkhapa. And it's very valuable and very rare. And I'm so lucky to have it. Este foarte valoroasă și foarte rară și sunt foarte norocos că o am. Then come back to the lama in front of you and thank them in your mind. Întorceți-vă la lama din mintea voastră și mulțumiți. For this pleasant meditation. Pentru această meditație frumoasă. Then come back to your forehead. Întorceți-vă la fruntea voastră. Three long breaths from this place of focus. Expirăm de trei ori prin acest punct de focus. And you can slowly open your eyes. Și vă puteți deschide ochii ușor. Stretch. Ne întindem. So the goal of that meditation is to help you keep your refuge vow. Por aceste meditații este să vă ajute să vă păstrați jurământul de refugiu. Which one is that? Care este acela? Four. Yeah, number four. So the fourth refuge vow is to respect
images of the Buddha. When I first started. Al patrulea jurământ de fugește să respecti imaginile cu Buddha. Eu când m-am apucat. With my lama, one of my jobs was to clean the temple a lot. M-am apucat să studiez cu lamaul meu, unul dintre joburile mele era să curăț templu foarte des. And I got to know the temple very well. And he would say, move that image and clean the altar. And then I would grab the image. Și am ajuns să cunosc foarte bine templul și el îmi spunea, ia imaginea aceea și mut-o un pic în altă parte. By the head, and my lama would like hit me, you know. He'd say, you can't grab Tsongkhapa by the head, you know. Și luam statueta și o apucam de cap și voiam să o mișc și acela era momentul în care lamaul meu îmi dădea o palmă și îmi spunea, nu poți să-l iei pe Tsongkhapa de cap. You have to pick him up by the bottom, you know, you have to show some respect, you know. Trebuie să îl iei așa, de jos, să îi arăți niște respect. And, okay, so, and I'll tell you honestly, I mean, it's another thing that happens on the day you see emptiness directly. Bine, o să vă mai spun că mai există o chestie care se întâmplă în ziua în care percepi vacuitatea direct. The meditation we just did. Meditația pe care noi doar ce am făcut-o. You have a direct experience of it. You see, you ai o experiență directă a ceea ce noi am făcut acum. You have a because you see the Buddha directly. Pentru că îl vei vedea pe Buddha direct. Then when you come out when you get up, your whole relationship with images changes, you know? So în momentul în care ești în această percepție, relația ta cu toate imaginile se va schimba. I'm not the kind of person that keeps a very good altar. I have friends who have 100 images in their house and eu nu sunt genul de persoană care are un altar foarte foarte bun. Nu țin un altar foarte bun. Am prieteni care au sute de imagini. Dr. Wu, if you ever go to his house, it's cool. There's no place for people. It's all Buddhas. Dr. Wu, dacă mergeți acasă, o să vedeți că nu există loc pentru oameni, doar când tu Buddha, e plin de Buddha. You know, I don't do that. I just have a few. I have a few and to be honest, I don't look at them very often. Eu am foarte puțini și să fiu sincer cu voi, nici nu mă uit la ei foarte des. They just became part of my house, you know. Au devenit așa, parte din casa mea. But on the day you see emptiness. Dar în ziua când percep vacuitatea, your relationship to paintings and sculptures, statues, it changes. You get very I don't know. You feel different about them. They almost seem alive, okay? Relația ta cu statuetele și cu pozele se va schimba. O să te simți diferit față de ele, o să simți ca și cum ele capătă viață. And you become very they feel very precious to you and you feel very honored to have them. Okay? Și ele vor deveni foarte prețioase pentru tine și te vei simți foarte onorat că le ai. And maybe there will be a day in this world. There will be a day when people, you know, don't remember what this image was or who it is. Poate va veni o zi, sigur va veni o zi în care oamenii nu își vor mai aduce aminte cine sunt aceste zeități sau aceste imagini. It's like the photographs of you, you know. Ca și cum ar fi fotografiile cu tine. There will be a day when the last one gets thrown out, you know. They say, who is this? I don't know. Just some...
Va fi o zi când ultima poză cu tine va fi aruncată. Cine este asta? Nu știu. Grandfather's father or something. De bunicul lui bunicu sau ceva de genul. Just throw it out. O va arunca. And then the last picture of you in this world will be thrown out. Și atunci ultima poză cu tine din lumea asta va fi aruncată. By someone cleaning someone's house, you know, and they say, "Well, this guy is weird." You know, they throw it out. You know, who needs this? You know. Pur și simplu o va arunca. Tipul ăsta e ciudat. Nu mai are nevoie de. And there will come a day in this world when you can't get a Buddha image, you see? Și va veni o zi în această lume în care nu vei mai putea găsi o poză cu Buddha. And so they're precious and one of the parts of this vow is to not judge the quality of the painting and not judge the quality of the statue. Și o parte din acest legământ, acest jurământ, este să nu judeci calitatea imaginilor sau calitatea statuilor. And there's a joke. It's there's a tradition that if you see a Buddha statue that's not made very well. Există o glumă, așa ca un fel de tradiție, care spune că dacă vezi o statuetă cu Buddha care nu este făcută așa de bine, you aren't allowed to say after you take refuge in Buddha, you're not allowed to say that's an ugly statue. Nu ai voie să spui după ce ți-ai luat refugiu în Buddha că aceasta este o statuetă urâtă. Because you're talking about Lord Buddha, okay? Deoarece vorbești direct despre Lordul Buddha. So you're supposed to say the artist was not so skilled, you know? Deci ar trebui să spui că artistul nu a fost foarte bine priceput. So sometimes I go with my friends to museums and they'll say, "Oh, look, Geshe-la, the artist was not so skilled." Câteodată mă duc cu prietenii mei la muzeu și spun, "Ah, uite, Geshe-la, artistul nu era foarte priceput." It means pretty ugly Buddha statue, okay? Înseamnă o statuetă cu Buddha foarte urâtă. So when somebody said, that's what we were eating again, we had a really bad dinner. Somebody said, the cook was not so skilled. Am avut o cină foarte, foarte nasoală la un moment dat și cineva a zis, da, bucătarul nu a fost foarte priceput. Okay. So that's a refuge tradition. So acesta este o tradiție a celor care și-au luat refugiu. The goal of this meditation is to get a bigger appreciation. Scopul acestei meditații este să capeți o apreciere mai mare. For the Buddha images you have and maybe you want to get some more. Asupra statuetelor și a imaginilor cu Buddha pe care le ai și poate îți dorești să-ți cumperi mai multe. And have them around. Maybe you want to end up like Mr. Wu, I don't know. Poate vrei să ajungi ca Mr. Wu, n-am de să știu. In the monastery, people give us, they give the monastery images. And we... Oamenii dau o imagine și poze mănăstirilor. We have hundreds. We have too many to put in the temple. Avem sute, avem prea multe pentru a pune în templu. So we rotate them and they bought lockers like athletic lockers. Și le rotim pe perete. Și mănăstirea a cumpărat un fel de dulapuri, cum sunt niște vestiare, cum sunt acelea pe care le folosesc sportivii. And they keep, you know, week number one, locker one. Ne păstrăm acolo. Săptămâna 1 avem vestiarul numărul 1. Those Buddhas get to be in the temple. And then week number 3, locker 2, they get to be in it. And we it's a lot of work to change the images. Săptămâna numărul 2 corespunde cu vestiarul numărul 2 și acei Buddha ajung să stea în templu și să știți că este o muncă destul de mare să schimb toate imaginile. And
Now Diamond Mountain is starting to collect. I got like 10 more for you. Cum și muntele de diamant începe să primească colecții, mai am încă 10 pentru voi. People gave me like priceless diamond cutter sutras and stuff. There's one that rolls out from about here to the wall. I don't have room in my house. Cineva ne-a făcut cadou o sutră de diamant foarte prețioasă și se desfășoară de aici până în perete. Eu n-am timp, n-am loc la mine acasă să o păstrez. I was gonna give it to you guys. I have to remember, okay? And we're putting some at the college. So are you gonna... Să punem câteva și la colegiu. Get a bigger appreciation. And that's part of taking refuge, okay? Deci vrei să avea și o apreciere mai înaltă, asta înseamnă să ții refugiu. Because many, many countries have pictures of angels, you know? Like this one here, I think it's Munich or Berlin, do you know? Foarte multe țări au poze cu îngeri. Aceasta de aici este Munich sau Berlin, nu știu, vă știți? Munchkin? Huh? This one's Berlin? Yeah. Or Berlin. Maybe it's Kiev, I don't remember. Okay, nu mai știu. But Paris has beautiful ones. Mexico City, oh my gosh. A whole street. Dar și Parisul are foarte multe. Mexico City are o stradă întreagă. In the middle of two streets, they're going into the downtown, there's, I don't know, how many? 20, 30 angel statues, one by one, on these huge pillars, okay? And then... Sunt două străzi în Mexic, sunt undeva la 20-30 de statui care sunt puse pe stradă. That's good. We should be happy. You know, all these... Acest lucru este bun, ar trebui să fim fericiți. Churches have angels and all these Muslim books have angels and we should be happy. It means somebody in that country saw an angel. You see? Ar trebui să fim fericiți deoarece înseamnă că cineva din țara aceea a văzut îngeri. Or met someone who saw an angel. You see? So a întâlnit pe cineva care a văzut un înger. When you see a statue of an angel in Mexico or Germany or când vezi o statuie a unui înger în Mexic sau în Germania, or Guanyin in China, you should be happy. Oh, somebody saw them. Okay? Sau în China, ar trebui să fii fericit. Oh, cineva i-a văzut. And you should be excited. Okay? Now maybe I can. Okay? And if you keep them around, you have a bigger chance of seeing them. Okay? Dacă îi ții în preajmă, ai mai multe șanse să-i vezi și tu la rândul tău. Let's do two more, just talk about them. 23. Unde să mai facem încă două meditații, dar doar să discutăm despre ele. 23. It's people offering food, okay? And it's a big custom in vorba de oamenii care oferă mâncare. Este un obicei. The people who translated the food prayers, they asked me what's this word grace, okay? In English we say grace. Oamenii care au tradus rugăciunile pentru mâncare m-au întrebat ce înseamnă grace, ce înseamnă acest cuvânt. And grace has three meanings, okay? One is the person moves with grace, like when they grace, cuvântul grace are trei înțelesuri. Primul este înseamnă grație, când o persoană se mișcă cu grație. They walk, they almost look like they are dancing. Okay. Când merge, de exemplu, zici că dansează, așa, este o persoană foarte grațioasă. Okay. That's called grace in English. This person's very graceful. Okay.
The second meaning of grace is blessing of Lama or blessing of God, God's grace. Doilea înțeles este binecuvântarea Lamei sau binecuvântarea lui Dumnezeu. And then de grația lui Dumnezeu. The third meaning of grace means before you eat, before you drink, you offer to Buddha first. Okay. Al treilea înțeles înseamnă că înainte să mănânci, înainte să faci ceva, întâi îi oferi lui Buddha. Okay. Or, okay. To the three jewels you offer. So, sau celor trei diamante. This is a refuge vow. Acesta este un jurământ de refugiu. What number? It's number 8. Okay. You should offer the first part of anything you eat or drink. Okay. Ar trebui să oferi prima parte din tot ceea ce bei și tot ceea ce mănânci. And what's the emergency prayer? Și care este rugăciunea de urgență? Yeah, like no, like this. Omahum, omahum, omahum. Okay, like the last hum is also sip, you know. Omahum, omahum. Așa e, omahum, omahum, omahum și bei. Okay. But you know, you should get in the habit of offering always, okay? And like trebuie să îți intre în reflex să oferi tot timpul. All religious things, it becomes a bad habit. You know, you're like, oh my, oh my. Like, you don't think about it anymore. That's a danger for all of us. You don't think about it. Pericolul aici este că dacă va deveni un, să nu devină un automatism. Este ok să devină un obicei, dar să nu devină un automatism, deoarece atunci nu ne mai gândim la ceea ce facem. So try to not get in a bad habit, you know, like take a moment. Încerca să nu dezvoltați ca pe un obicei rău, luați-vă un moment. Very, very busy. All of us are busy. I'm Dharma busy. Me and Scott and Ori, we're Dharma busy. We're doing Dharma all over the world all the time, and sometimes we don't have time to think about it. Eu, Scott și Ori, suntem ocupați din cauza Dharmei. Pur și simplu predăm Dharma peste tot pe glob și nu ajungem să ne mai gândim la ea. You know, so, you know, try to pause. And because we like to eat 3 or 4 or 5 10 times a day. Încerca să faceți o pauză și pentru că ne place să mâncăm de 2, 3, 10 ori pe zi. We can get 3 or 4 5 or 10 chances to pause and connect with our refuge, okay? With the avem 2, 3, 10 șanse pe zi să facem o pauză și să ne conectăm cu refugiul nostru. With the three jewels, okay? Cele trei diamante. So learn to do those. You can practice in retreat because you're not busy. Puteți practica acest lucru în retragere pentru că nu sunteți ocupați. Okay, 3 days. You can spend 3 minutes. Go to the end of the book. Pick the prayer you like. Puteți sta 3 minute, mergeți la sfârșitul cărții, alegeți rugăciunea care vă place. The grace, okay? It doesn't have to be a Christian word, okay? It can be a Buddhist word, Buddhist grace. And it nu trebuie să fie neapărat rugăciune creștină, poate fi și rugăciune budistă. And pick the one, okay? First one, 3 jewels. By the way, puteți alege chiar și pe prima, cele 3 diamante. Okay. The Tibetan is also here if you want to learn it. Este și în tibetană dacă vreți să învățați, pronunția este aici. But I would say do it in your own language. Okay. Second one is a grace. Dar eu aș propune să o faceți în limba voastră. A doua este rugăciune. For your teachers, if you're feeling like you want to make an offering to your teacher of rugăciune pentru învățătorii voștri, pentru profesorii voștri.
Ding Dong or Cupcake, Hostess Cupcake, something, whatever bad food you're having. Okay, third one. Vreți să-i dați un Ding Dong sau, nu știu, o gogoașă, ceva. Depinde ce mâncare prostă vreți voi să mâncați. It's a grace if you want to improve your meditation. Okay, so that would be a good one to do. A treia este o rugăciune pentru a vă îmbunătăți meditația. Deci, merită încercată. During retreat, because you're offering good meditation to other people. Okay. Deoarece oferiți meditație bună altor persoane. Fourth one is a grace if you have food problems, like. A patra este o rugăciune dacă ai probleme cu mâncarea. Me, like you can't stop eating cakes or. Cum sunt eu că nu te poți opri din a mânca dulce? If you have food problems, do number four. Dacă ai probleme cu mâncarea, fă numărul 4. Rugăciunea numărul 4. Nagarjuna's grace, okay? Este rugăciunea lui Nagarjuna. If you can't stop yourself from eating or you eat too much or you eat bad things, you know, ask for. Dacă nu te poți opri din a mânca prea mult sau a mânca lucruri rele, fă această rugăciune. So, this grace number four says I don't want to eat to be beautiful or I don't want to eat to be strong and someone. Această rugăciune numărul 4 spune că eu nu vreau să mănânc ca să devin puternic, nu vreau să mănânc ca să devin frumos. Cineva mi-a pus o întrebare foarte bună pe care eu o voi repeta acum. They said, Geshe-la, you said you taught many times the best teacher is someone who's a good example. Geshe-la, tu ai predat de foarte multe ori că o persoană care este un învățător bun este de asemenea un exemplu foarte bun pentru ceilalți. See? Like the best way to teach is to follow what you say. Adică cel mai bun fel de a preda este să urmezi ceea ce tu zici. Right. If you're obviously following what you say, people will respect you and listen to what you teach, okay? Dacă tu urmezi ceea ce zici, oamenii te vor asculta și te vor urma. So they said, I like to eat carefully so my body looks beautiful, so people who are just starting Buddhism will be attracted to me. And that's a good. Ei spun că motivul pentru care mănânc este pentru ca eu să am un corp atrăgător, pentru ca oamenii să fie atrași de mine, să practice și budism. Good motivation. Okay? That's Aceasta okay. Este o motivație bună, este ok. Okay. I bought a suit. I bought a Bulgarian mafia suit. Cuz it looks. Am cumpărat un costum mafia din Bulgaria. Cool. You know, somebody told me you look 10 years younger, Geshe-la. I said, yeah, that's what I'm trying to do. Pentru că era mișto și cineva mi-a spus, Geshe-la, arăți cu 10 ani mai tânăr. Da, mulțumesc, asta încercam să fac. You know, and the pointy shoes, you know, I always wanted. Și cu pantofi ascuțiți, tot timpul mi-am dorit. And, you know, so actually a Bulgarian mafia guy bought it for me. So, de fapt, mașinul din Bulgaria, el mi-a cumpărat. You know, that's okay. That's not pride. That's I want to look nice because I want more people to come to class. And just este un lucru bun, nu este mândrie. Vreau să arăt bine pentru ca oamenii să mă urmeze, să vină la cursuri. So, that's okay. That kind of motivation is not what we're talking about here, you know. This is a bad motivation, you know. I want to look beautiful so I get more attention or. Aceasta este o motivație joasă. Am vreau să arăt bine ca să primesc mai multă atenție, de exemplu. So my boyfriend likes me more. Pentru că iubitul meu să mă placă mai mult. Something like that, okay? More boys like me. Okay. Ca să fiu plăcută de mai mulți băieți.
Nu, este motivație jos. Number 5, the fifth grace is if you want to connect with Tsongkhapa, which means a cincea rugăciune este dacă vrei să te conectezi cu Tsongkhapa, ceea ce înseamnă if you want to understand what the Buddha said, okay? Dacă vrei să înțelegi ceea ce a spus Buddha. If you want to understand what the Buddha said, there's nothing better than Tsongkhapa. Nothing. Dacă vrei să înțelegi ce a zis Buddha, nu există nimic mai bun decât Tsongkhapa. Nimic. Ever. Never. Okay? Niciodată. Nimic. All right. And the last grace is very, very beautiful, very, very powerful grace to Tantric Angel. Okay. Ultima rugăciune este o rugăciune foarte, foarte puternică pentru un înger tantric. Vajrayogini. Vajrayogini. So that's a beautiful one, and in that one, it's nice to do in retreat. You pretend you are her. You eat the food. You offer the food to her directly. Okay? În retragere, pretinzi că ești ea. Îi oferi mâncare direct ei. Like this. Okay, ready? I'm going to do number 6. Uite, așa se face. O să fac acum rugăciunea numărul 6. I'm Vajrayogini. I'm going to offer this to you. Eu sunt Vajrayogini și eu îți voi oferi asta ție. Thanks. Okay, got it. Mulțumesc. Ați înțeles? It's very cool. It's a little schizophrenia. E foarte mișto. E un pic schizofrenică. Okay, I'm Buddha. Eu sunt Buddha. And I'm offering to Buddha, okay? And eu îi ofer lui Buddha. It's very powerful. Este foarte puternică. It's a very good custom, okay? Este un obicei foarte bun. All right. What happens? Does Buddha have to drink cappuccinos? No, they don't need food. Ce se întâmplă? Are Buddha nevoie să bea cappuccino? Nu, el nu are nevoie de mâncare. They don't need water. They're not living on food or water, okay? They don't need to drink it. Ei nu au nevoie de mâncare, nu au nevoie de apă. Ei nu trăiesc cu asta. What happens to a Buddha when they drink cappuccino? Ce se întâmplă cu un Buddha când bea cappuccino? They don't get nervous, they don't get alert. Nu devin mai anxioși, nu capăt energie. They see emptiness again. But didn't they... Ei văd, ei percep iarăși vacuitatea. They see emptiness before they had the cappuccino? Dar nu au văzut ei vacuitatea, nu au perceput ei vacuitatea și înainte să bea cappuccino? Yes. They saw emptiness here, 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 and here. Da, eu au perceput vacuitatea aici, aici, aici și acum. But when we offer food to Buddha, we're supposed to imagine when it touched their lips. Dar când oferim mâncare unui Buddha, trebuie să ne imaginăm în momentul în care atinge buzele lor. They get more emptiness, like wow. Că ei primesc mai multă vacuitate. And they feel super cool, you know, like super cappuccino. Și se simt super bine, ca și cum ar fi un super cappuccino. Emptiness cappuccino. Cappuccino cu vacuitate. Wow, that's good. You know, and they see emptiness even deeper. Okay. Mamă, ce bun e și percep vacuitatea și mai adânc. Got it. And it makes them super happy. So we call emptiness and bliss. Și îi face să fie foarte fericiți și numim acest lucru vacuitate și bliss era gratitudine, ceva de genul. Gata, este și jumate. Cine își dorește să recite mandala de final? Eu? Te rog. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea,
Mi le imaginez paradisului Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandarakam Niryataya. Datorită faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime, cel mai din cele două se înfăptuiesc.